Vezi că anunța știi astăzi, vreau să fac bike, ți-a luat și mie de care este metit de spiț, dar este foarte murdară, uitați, uite, s-a murdărit, vreau să o duc să-i fac o baie. Da, câinele trebuie să spălăm, dar atunci când este foarte murdar sau când este nevoie, nu trebuie să-l spălăm foarte des chiar, am este deja acum o excepție. Întâi o să-i scoți garda primul pas pentru că ea o se ude, asta și este clar. Gata, am scos garda, am pus într-un tas cu apă, vreau să o spăl. Este foarte murdar de noroi. Hai de bacte. Apa este călduță. Nu este mai caldă de 30 de grade. Cam așa trebuie să fie. Pentru că dacă este mai caldă de 30 de grade, nu este bine pentru ea. Dar nici mai rece. Uitați-vă, psicuța tot se uită cum mă spăl. Uitați-vă cum se pune. N-am de ce să o spăl aici pentru că afară este foarte frig. Dar jos nu pot să spăl deoarece sunt covare și o să fac foarte multe brăzdii. Și aici tot vă face, da? Lapca, nu? Lapca, nu te baga la ștergare. Da, o să iau toate aceste prosoape că se bagă la ele. O să le iau. Gata. Te uiți? A? La ea. Am aplicat și șamponul pentru câini contra purici. Acum o să trebuiască puțin câteva minute să o săpunesc. Stați pe sare la psică. Și o să vă spun și o veste bună. Am încercat să pun parolă, nu cu parolă, ca un fel de cocere a programa mea cu care editez. Nu știu, ca un fel de cifre să-i pun și ea o să meargă. Mă bucur foarte mult. O să le pot edita normal videourile de azi înainte. Și uitați că o spăl. Cât despre promovări, promit că într-un video o să vă fac promovări. N-am uitat de cei care vor promovări. Nu am uitat deloc. Acum doar că sper să fac videouri mai mult cu... Am și multe cereri despre videouri cu animale. Și o să fac și un video cum voi face o lesă pentru câini foarte ieftin și ușor. O voi face pentru câinele meu de talie mică, că pe Gunther nu-l pot plimba, este foarte mare. Dar bunelul plimblă nu eu. El este mare și trage în alta. Dar nu vă temeți, are grijă de el. Uitați-vă și psica mea. De hrănit îl hrănesc eu, pe Gunther îi fac curat. Nu o să mai postez pe Gunther ca mult hate. Nimeni, rasa lui este rară și nimeni nu mă înțelege și nu vreau să mă cert cu toți. Unii zic că e corșitură. Nu știu ce, uitați-vă cum arată lapca. Și psicuț cum stă. Da, iar arată parcă-i câine, chihuahua. Da, roschitoi. Acum o să-i pun apă, o să o clătesc cu apă simplă, călduță și o să o usuc pe urmă. După cum vedeți, puțin am șters-o, dar totul o să o usuc cu uscătorul de păr. N-am, până când nu am specializat pentru că nici nu am de gând să cheltui bani așa pe el. Dacă pot să o usuc repede cu uscătorul acesta de păr. Și vreau să vă spun cu ce să o ștergem până când v-aș sfătui să nu o ștergeți cu prosopul care vă spălați, asta e, care vă ștergeți după spălare, asta este clar, sau prosopul pentru mâini. Trebuie să aibă ori un prosop special pentru ea, ori dacă nu avem momentan și trebuie să-l spălăm urgent, putem să folosim o haină care nu ne trebuie sau care ne este mică, de exemplu, care nu o să îmbrăcăm. Pentru că câinele cum la fie este animal și are și el poate să aibă microbii lui și nu este igienic. Ar trebui să aibă și el prosopul său special. Îl ștergem așa puțin ca să scoatem cât de cât apa de pe blana sa, să nu răcească. Și după care, următoarea etapă o să fie uscatul cu uscătorul de păr. Uitați cum șterg. Se uită și psică foarte atent la mine. Kitty! Da. Uitați de eu cum au usuc, vedeți? Nu mi-a cumpărat mare, nu doi le mătic că la noi Moldova nu trebuie să sunt rare, foarte tare, practic sunt și mici. Doar pe cucătare, că sunt speciale pentru animale. Sau în saloane de frumusețe pentru câini. Dar eu spăl și acasă, că am luat pe lor. Dar pe cum am dat la cam așa, am dat la mijloc.
Foarte fierbinte, nu este bine, dar ce... Filmul nu va plăcea ca stare. Și am dat la cel mai mare vânt. Poporul, cel sută. Și o să revin când o să fie uscată gata. Vedeți-vă cum am uscat-o. Cam așa arată uscată. Acolo să-i pun și zgâr de ei. Stai să vă arăt. Cam așa arată. Are o lama, pur și simplu este defumusată, nu stați să focalizez, nu face rău câinelui deloc. Este special așa făcută din turnă metal, dar nu este scuțită. Uitați-vă cum eu pun degetul, este doar să fie decorativă. Am luat-o de la o geantă, zgarda am cumpărat-o cu 30 de lei, fără nimic, pur și simplu zgarda. Dar lama am vrut să-i pun așa, pur și simplu, să stea bine. Am luat-o de la geantă. Stați, pun acum și zgarda. Lapca, na. Și o să fac într-un video cum o să fac ei o zgardă nouă. Da, asta tot este bună. Dar vreau să aibă mai multe și o să fac. În caz că se strică, de schimb, în caz că le pierd. Da, pot și să le cumpăr, dar am până când materiale din ce să fac. Pentru Gunther nu pot să fac zgardi orice, este mare, v-am mai spus. Și acolo trebuie aparatură serioasă. Adică mașina specială de cusut în alta. Sunt speciali care se ocupă cu construirea zgărzilor pentru că în detalii mare. Acolo trebuie și piele specială, stați-o pun. Mă iertați, vă rog, poate aiurea filmează mult. Gata, am pus-o. Pardon. Da. Da, un pic am usat cifulit. Mine se aud psicile, stați să le arăt. Da, a născut. Ea nu este slabă, vedeți, este puțin așa normală. Mica era mult mai slabă când a născut. Avea mult, dar aceasta, Jessica are doar 3, sau Gricica are 2 în mine. Da, sunt foarte cute, cum și ei. Asta este deja a doua lor zi din viață. Bucio, bucio. Da. Acestea este neagră. Sunt toate fetițe. Parcă e o mini-panteră. Da. Ia să aduc acum mama lor să mănânce. Această mică vine. La canc, stai acolo. Parcă este pomeranian plus papilon. Urechile sale puțin, nu tare, dar puțin parcă au ceva. Pentru că la pomeranian sunt puțin mai mici, cred că, urechile. Cine știe cine a fost tatăl ei? Mama ei am văzut-o, dar tatăl ei nu l-am văzut. Da, îl pun. Pentru că doamna cei de la care am luat avea mai multe camere în care creștea când detalii mic, avea o cameră în care creștea șpiț și cred că mai avea și alte rase. Posibil s-a împerecheat cu o altă rasă, nu știu. Pentru că câinii care sunt metiși cu câini simpli, o să fac și video pe 3 din nou, cum se vând. Posibil se vând la un preț așa mai mic. Se vând, de exemplu, 200 de lei, 300 și dau și pe gratis. Nu știu, dar uitați-vă, este frumos, arată bine. Dacă avea să fie metis, cred că cu un câine simplu avea să fie mult mai diferită. Nu știu, precis, părerea mea, zic, posibil să fie și cu câine simplu, dar mic. Nu știu, uitați-vă și puiul de psică. Dar rasa curată, șpiț, la noi în țară ajunge la prețul de 1000 de euro sau 800 de euro. Fac video cu câini și păsări și găini multe de vânzare pe 3 din nou la noi în Moldova, pentru că trăiesc în Moldova. Dacă și voi dă drumul și la psică. Sper că v-a plăcut acest video, trebuie să încheiem. La revedere!